toată dragostea mea și în același timp regretul că s-a ajuns aici. Voi am dat demisia de la primărie, vin în partid? Da. Vă predați? Da. Mergeți da. Și vă predați da. Acum? Nu mergi la plimbare. Da, da. Meseria. Da, da. Meseria. Da, da. Meseria. Viața intimă care este? Emilian Frâncu a fost până la prânz la primărie, a semnat documente și și-a exercitat treburile de edil. Acum va sta la închisoare 3 ani și 7 luni, pentru că din pedeapsa de 4 ani i se scad 5 luni cât a stat în arest. Dosarul a fost deschis în urmă cu un an, când primarul Emilian Frâncu a fost reținut de procurorii DNA în urma unui flagrant la sediul unei televiziuni din Râmnicu-Vâlcea, procurorii susținând că edilul ar fi solicitat prin intermediar o mită de 20.000 de euro unei firme de arhitectură din București. În primă instanță, Tribunalul București l-a condamnat pe primarul din Râmnicu-Vâlcea la 4 ani de închisoare cu suspendare. După o perioadă de arest preventiv de 5 luni, Emilian Frâncu s-a întors la primăria Râmnicului. Emilian Frâncu are 57 de ani și a fost până azi membru PNL.